aprilie 1945, în satul Petreu, într-o familie de oameni credincioși, din părinții Francisc și Irina. O parte din copilărie și-a petrecut-o în satul Petreu, unde a urmat cursurile școlii primare. Ulterior, familia s-a mutat în Oradia, unde și-a continuat sora Viorica studiile gimnaziale la școala Oltea Doamna și cele liceale la Colegiul Mihai Eminescu. După absolvirea liceului, și-a început cariera didactică la școala din Toboliu, unde l-a cunoscut pe cel care urma să-i devină soț, Oros Petru, cu care s-a căsătorit în 1963. Căsătoria lor a fost binecuvântată de Dumnezeu cu cei doi fii, Silvian și Valentin, dornică de perfecționare și de a învăța în permanență și a continuat studiile la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, la Facultatea de Istorie-Geografie. După absolvirea facultății, a predat la Școala Generală numărul 7 din Oradia, unde a ocupat funcția de director adjunct, iar următorii ani până la pensionare și chiar după aceea a profesat la Liceul Pedagogic din Oradia. În ultimii ani, când i-a permis sănătatea, i-a petrecut predând la Liceul Pentecostal Betel din Oradia. Timp de 58 de ani, Viorica Oros a fost un pedagog și dascăl de excepție, dând dovadă de mult devotament față de profesie și față de elevii pe care i-a inspirat ca model de săvârșit și a îndrumat cu o înțelepciune deosebită în diverse aspecte ale vieții. A fost stimată de colegi și iubită de elevi pentru calitățile sale, dintre care menționăm modestia, dăruirea și respectul pentru cei din jur. Pe lângă momentele de bucurie în viață, a avut parte și de perioade de întristare și durere. În 1995 și-a condus pe ultimul drum soțul Petru, iar în 1999 pe fiul mai mare, Silvian. În urmă cu 2 ani a fost diagnosticată cu o boală gravă, căreia i-a făcut față cu multă demnitate până în ultima clipă. Suferința a apropiat-o de Dumnezeu, luând decizia de a-și încredința sufletul și veșnicia în mâna Domnului vieții. Cu nădejdea revederii în veșnicie și în mândriere pentru familie și încurajare în credință pentru noi toți, spunem la revedere în fața lui Hristos. Amin. Amin. După ce grupul bărbătesc va cânta încă o cântare, fratele Marius Cruceru, capelan la Fundația Hospice, va avea un mesaj pentru noi toți și pentru familia Doliată. Oh,
Pavel în prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 4, spune așa: căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Iisus, pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu El în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Cuvântul Domnului. Dragii mei, speranța creștină constă și în faptul, pe lângă alte lucruri pe care le nădăjduim, și în faptul că omul nu este doar materie. Nu suntem doar carne. Viața nu se oprește în fața unei gorde mormânt deschisă, ci viața continuă. Și ceea ce ne spune aici Apostolul este că, prin această sinonimie, adormiți și morți, cei care au murit au adormit pentru o vreme. Discutam cu câteva minute înainte cu fiul sorei noastre și spuneam: ați avut o mamă, și m-am corectat imediat, aveți o mamă extraordinară. Aveți foștii elevi, aveți o profesoară minunată. Noi nu putem vorbi la trecut despre cei care au adormit, pentru că ei sunt, dar sunt într-o altă realitate. Acesta este sensul mângâierilor noastre de astăzi. Dragii mei, aș vrea să mulțumesc în mod deosebit echipei Hospice. Noi, împreună cu fratele Doru, cu fratele Apolzan, am venit și am avut acel moment extraordinar, care este ca o rază de soare, prin furtună, pentru colegii mei, când sora Viorica a fost botezată în apartamentul ei și am trăit momente de cer acolo, dar munca grea au făcut-o dânsii, voluntarii care lucrează cu noi, și vreau să le mulțumesc în mod deosebit pentru acest efort. Deosebirea dintre serviciul de paliație Hospice Emanuel și celelalte servicii din orașul nostru este că noi credem că trebuie îngrijit și trupul ca să aibă un final decent și cu cât mai puține dureri, dar și sufletul. Pentru că omul este și trup și suflet deopotrivă. Astăzi vom semăna ce a rămas, această carcasă, această coajă fără putere, slăbită de boală, care, în care a fost sufletul soarei. Dar noi știm că dânsa, în realitate, este în bucurie, este cu Domnul, este într-un loc de fericire și nădăjduim ca toți cei dragi ai dânsei și toți cei care ați admirat-o și ați iubit-o să fiți și să fim alături de dânsa. Condoleanțe familiei, Dumnezeu să vă mângâie, și mulțumiri tuturor celor care în perioada aceasta ați vizitat-o, ați transmis un mesaj și, de asemenea, toată admirația mea pentru Puscra dânsei, care a făcut o slujbă extraordinară, cât noi n-am fost acolo, cât Hospice-ul n-a fost prezent acolo, dânsa a fost aproape atât prezentă lângă sora Viorica, mângâindu-i suferința. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare și să rămânem cu această nădejde. Noi nu spunem, așa cum obișnuiește lumea, Dumnezeu să o ierte, pentru că Dumnezeu a iertat-o și credem că a iertat-o, și de asemenea ați auzit, spunem la revedere, sau în sensul etimologic adio. Adio nu înseamnă despărțire pentru totdeauna. Adio vine din latină, din două cuvinte, de fapt, înseamnă ad deo, să ne vedem în fața lui Dumnezeu. Amin. Grupul de la Hospice va cânta o cântare, apoi fratele păstor Liviu Apolzan ne va împărtăși din cuvântul Domnului.
1994, când s-au pus bazele liceului Petel din Oradea, a fost adusă în școală la noi de Letiția Bogdan, profesor de biologie. Mă uit aici la doamna Bondor, care este profesor la rândul ei de chimie, și atâția alții care ne-au ajutat în vremea aceea, după ce liceul Betel a fost deschis la 4 ani de zile după liceul Emanuel. Și știți că ne-a fost tare greu. Țin minte că primele 2 clase le-am adunat cu telefonul, cu vizite acasă, ai noștri din Biserica Betel Pentecostală n-aveau încredere în școală, pentru că înaintea noastră deja avusese loc un examen de bacalaureat la Liceul Emanuel. Mă bucur pentru că promoția aceea de profesori care au început Liceul Betel au fost oameni care, într-adevăr, au fost profesioniști. Spuneam și la botezul ei de acasă, împreună cu fratele Doru, împreună cu fratele Cruceru, împreună cu cei de la hospis, cărora vreau să le mulțumesc și eu. M-a sunat înainte de a lua legătura cu voi, cu cei de la hospis, sora Viorica. Nu știa ce să mai facă. Așa se întâmplă cu omul atunci când este în suferință, să agață de orice. Am sunat-o pe sora Curpaș, care predă la școala sanitară fozliceală la Betel, și am zis, măi, fată, fă ceva cumva și du-te până la ea acasă și vezi ce putem face cu ea. Nu-i bine să o lăsăm singură. Și ca să le mulțumesc și eu și Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească cu viață veșnică. Acum, cuvântul lui Dumnezeu pune și nouă o întrebare. Întrebarea este aceasta pusă în Evanghelia după Matei. Ce ar folosi omului să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Ați auzit că omul când a fost făcut parte materială și parte spirituală. Domnul când l-a făcut pe om, a suflat această parte spirituală, Duhului Dumnezeu, sufletul pe care îl numește Biblia, iar atunci când omul se duce din lumea aceasta, se duce la porunca lui Dumnezeu. Au fost numărate în când. Când eram un plod în pântecele mamei noastre, un zigot. De atunci Dumnezeu a știut că mama ta, cea care este cuscra ta, cei care sunteți neamuri apropiate, a știut că va trăi 77 de ani. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Amin. Cuvântul lui Dumnezeu spune că sufletele oamenilor toate sunt proprietatea lui Dumnezeu. Însă sufletul care păcătuiește, sufletul acela moare. Într-o împrejurare, Domnul Iisus Hristos a dat o pildă și a spus așa, țarina unui om bogat produse mult și pentru că nu mai avea unde să strângă rodurile, a început să vorbească sub sufletul lui. Și a zis așa, se ocupa de agricultură. Îl interesează câștige cât mai mult. Și când s-a uitat la lanurile care erau ale lui, în proprietatea lui, a văzut că recolte erau mult mai mari decât anul trecut. Și a zis așa, am să le strâng pe acele vechi și am să fac altele noi. Și după ce le voi face, le voi aduna, le voi pune la un loc bine stabilit, și apoi voi zice sufletului meu, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar a auzit un glas din cer, care s-a adresat în felul următor, nebunule, chiar în noaptea aceasta, să se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-a adunat. Ale cui vor fi? Tot așa?
este și cu cel care își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Omul acesta a prioritizat lucrurile materiale înaintea lucrurilor spirituale. Și când pierde omul sufletul, pierde totul. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu, extragem din acest cuvânt că omul n-a ținut seama că vine o zi când moartea bate la ușa lui. Și în momentul acela, Dumnezeu va fi acela care l-a judecată, va împărți lumea în două. Biblia vorbește de iad și vorbește de rai. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cu această ocazie, rog ca Dumnezeu să vă mângâie pe fiecare, în mod special familia îndoliată, să vă mulțumesc tuturor acelora care ați venit să fiți alături de Oros Viorica. Ea nu mai este. Dar ea a fost o pildă pentru noi, pentru fiecare. A fost un profesor de excepție. Am asistat la ora ei. Încă după ce am deschis școala, la vreo 3 ani de zile, îți era mai mare dragul să o asculți. Erau profesorii aceia care au făcut școală, când pe vremea aceea era concurență mare la facultate. Dumnezeu să vă mângâie, să vă întărească și să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Amin. Grupul Părbătesc va cânta o cântare, apoi fratele păstor Petru Vidu va predica cuvântul lui Dumnezeu. Oh, Petrioni,
slujbă de mormântare a fost la mult. În mod special în perioada mai dificilă a pandemiei, am fost într-o săptămână la vreo 7 mormântări. Și ori de câte ori merg la o slujbă de înmormântare, doresc din partea lui Dumnezeu două lucruri. Doresc, în primul rând, mângâiere pentru familia care rămâne în urmă. Și asta doresc și astăzi, pentru fiul sorei, pentru ceilalți din familie. Dumnezeu să vă dea mângâierea lui. Amin. Celălalt lucru pe care îl doresc este ca Dumnezeu să ne vorbească fiecare dintre noi. Amin. Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Amin. O jumătate de verset voi citi. Din Epistola către Evrei, capitolul 2, versetul 3. Prima parte a acestui verset. Care este la fel o întrebare. La fel cum a amintit fratele păstor Apolzan înainte, de o altă întrebare. Aici, întrebarea este următoarea. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Pericolul pentru fiecare dintre noi, nu știu dacă v-ați pus întrebarea aceasta, este să stăm nepăsători față de cel mai important lucru. Ne pasă de multe lucruri. Și pericolul este să nu ne pese de cel mai important lucru, care este mântuirea. De mântuire. Când plecăm din lumea aceasta și fiecare dintre noi va pleca într-o zi. Și noi sigur că pleci la 77 de ani, s-ar putea să pleci la 50 de ani. Sau la 30. Sau la 20 de ani. Fiecare pleacă. Și singurul lucru care contează este să pleci mântuit. Singurul lucru care contează. Se duce viața atât de repede. Au trecut ani așa de repede și pentru sora Viorica. A fost profesoară tânără. Ani au trecut. A înaintat în vârstă. Au venit încercările. A venit boala. Moartea vine la toți oamenii. Moartea a venit și la regina Elisabeta II. Și a avut o înmormântare fastuoasă. Funeralii o săptămână. Au venit cei mai importanți oameni din lumea aceasta, au venit la înmormântarea ei. 500 de oameni din conducerea țărilor acestei lumi. Dar știți care e singurul lucru care contează? Contează dacă a plecat mântuită sau nemântuită din lumea aceasta. Asta contează. Și cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu prin cuvântul lui îți spune această întrebare. Îți atrage atenția cu privire la acest lucru. Pericolul de a fi nepăsător față de mântuire. Cuvântul lui Dumnezeu numește mântuirea aceasta, spune o mântuire așa de mare. Te-ai gândit la mântuire? Te-ai gândit ce înseamnă mântuire? Cuvântul mântuire înseamnă scăpare
salvare. Și întrebarea pe care mi-o punem imediat este: scăpare de ce? Salvare de la ce? Domnul Iisus în Sfânta Evanghelie după Luca, în capitolul 16, vorbește de doi oameni care au trăit și au murit. Unul dintre ei care a fost bogat în lumea aceasta și o ducea așa de bine încât în fiecare zi pentru el era o sărbătoare. Și Domnul Iisus ne spune că atunci când a murit, a ajuns în locuința morților, Biblia ortodoxă spune clar, a ajuns în iad. Și de acolo a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine! Și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă, să vină să-mi răcorească limba, căci grozav mă chinuiesc în băpaia aceasta. Marea majoritate a oamenilor care mor, știți unde se duc? Se duc în iad. Se duc în chinuri. Pentru că ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a pus veșnicia în noi. Când ne-a creat Dumnezeu și ne-a creat pe fiecare dintre noi, El ne-a plămădit în pântecele mamei. Dumnezeu a pus veșnicia în noi. Asta înseamnă că vom exista pentru veci de veci. Numai că spune cuvântul lui Dumnezeu, când se termină existența aici pe pământ, existența omului continuă într-unul din cele două locuri. Iad sau rai. Fiul lui Dumnezeu a venit să ne aducă mântuire. El este mântuitorul lumii. A venit să ne scape de iad. Și în loc de iad, rai. Apostolul Pavel a avut harul acesta să fie dus și el spune: nu știu dacă am mers acolo în trup sau în afara trupului. A fost dus până în al treilea cer și a ajuns în raiul lui Dumnezeu. Și a văzut lucruri acolo care nu pot fi spuse. Nu pot fi exprimate în cuvinte. Mântuire înseamnă să scap de iad, de chin veșnic și să ajungi în raiul lui Dumnezeu. Dar mai este ceva. Domnul Iisus, când a fost pe pământ, și în mod special înainte de a merge la cruce, a spus că se va întoarce. Se va întoarce pe pământul acesta. Va veni a doua oară. Va veni cu putere și cu mare slavă, nu cum a venit prima dată, în umilință. Va veni înconjurat de sfinții îngeri. Și când va veni El, trâmbița lui Dumnezeu va suna, mormintele se vor deschide și toți oamenii care au murit vor învia. Mai întâi cei mântuiți. Dar toți oamenii vor învia. Și ultima carte a Bibliei spune: iată că El vine pe nor și orice ochi îl va vedea, și cei ce l-au străpuns, adică și ostașii romani care au trăit în urmă cu 2000 de ani, toți îl vor vedea. Și toate neamurile, toate națiunile pământului vor fi adunate înaintea Lui, înaintea scaunului Său de domnie. Și acolo îi va împărți pe oameni și va așeza pe unii la stânga, pe alții la dreapta. Unii cei de la stânga vor auzi cuvintele: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic pregătit diavolului și îngerilor lui. Și mântuire înseamnă să scap de focul veșnic.
să scap de locul acela în care-i diavolul și demonii. Loc de suferință veșnică, pune un pic degetul în foc, să vezi cum te simți. Dar o veșnicie de chin. O veșnicie de suferință. Și în loc de a merge acolo, te duci în alt loc. Cei de la dreapta vor auzi cuvintele, veniți, binecuvântați-i Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Și asta înseamnă cerul nou și pământul nou. Asta înseamnă și moștenirea unui trup de slavă. Cuvântul lui Dumnezeu spune, El m-a schimbat trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slabei sale. Un trup care nu mai îmbătrânește. Un trup care nu se mai îmbolnăvește. Un trup care nu va mai suferi niciodată și nu își va pierde strălucirea niciodată. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Există pericolul acesta să nu-ți pese de mântuire. A nu-ți păsa de mântuire înseamnă să nu-ți pese de propriul destin. Să nu-ți pese unde-ți vei petrece eternitatea. Așa e că îți pasă unde îți petrece noaptea. Îți pasă unde vei sta când te duci câteva zile în concediu. Îți pasă unde vei sta. Să nu-ți pese unde vei fi o veșnicie întreagă? A fi nepăsător față de mântuire înseamnă să fii nepăsător și față de Mântuitor. Care este Domnul Iisus, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, care pentru a ne mântui a părăsit gloria Cerului și a luat un trup în care a suferit și a fost batjocorit și a fost scuipat și a fost biciuit și a fost răstignit ca să ne mântuiască pe noi, să ne scape de chinul veșnic. A plătit El cu iadul cu care trebuia să plătim noi. Poate că până astăzi ai stat nepăsător față de mântuirea aceasta, așa de mare. Poate îți pui întrebarea, ce am de făcut? Să faci ce a făcut un tâlhar. Care cu câteva ceasuri înainte de a pleca din lumea aceasta, a auzit cea mai măreață făgăduință din partea Fiului lui Dumnezeu, care a spus, adevărat îți spun, că astăzi vei fi cu mine în Rai. Locul în care credem că a ajuns sora Viorica. Domnul Iisus spune, cu mine, în Rai, în fericire. Ce a făcut omul acela? A făcut două lucruri. A crezut în Domnul Iisus în timp ce nu mai credea nimeni. Și a spus, Doamne, adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția Ta. A crezut că El este Mesia, trimisul lui Dumnezeu în această lume. Și a mai făcut ceva. Știți cum a intrat în istorie, sub ce nume a intrat în istorie tâlharul acela? Tâlharul pocăit. S-a pocăit de păcatele lui. Acestea sunt condițiile pe care le pune Dumnezeu. Acestea sunt condițiile pe care le-a îndeplinit sora Viorica. A crezut și s-a pocăit. Și vreau să citesc pentru unii dintre dumneavoastră, nu special pentru cei care sunteți credincioși ortodoxi.
Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu și am notat aici în Biblie două versete din Biblia Ortodoxă. Din Faptele Apostolilor, capitolul 17. Dar Dumnezeu, trecând cu vederea veacurile neștiinței, vestește acum oamenilor ca toți de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a hotărât o zi în care va să judece lumea într-o dreptate prin bărbatul pe care l-a rânduit dăruind tuturor încredințare prin învierea lui din morți. Poate că ai stat necăsător până acum, față de o mântuire așa de mare. Mă rog Domnului să iei hotărârea să nu mai stai necăsător. Să-L primești pe Domnul Iisus Mântuitorul. Să te pocăiești de păcatele tale, asta înseamnă să te întorci la Dumnezeu. Ne rugăm din toată inima ca Dumnezeu să facă lucrul acesta în viața fiecăruia dintre noi. Amin. Pentru că atunci când va veni El a doua oară, când îi va împărți pe oameni, fiecare dintre noi, dintre cei care suntem aici, să fim la dreapta. Amin. Și să auzim cuvintele, veniți, binecuvântați Tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Amin. Amin. Vă invit să plecăm capetele în rugăciune și să rostim împreună în cor rugăciunea domnească, rugăciunea Tatălui nostru. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Așa te rugăm, Tată, să ne iei în brațele Tale, să mândri pe toți cei îndoliați, să ne întărești în credință în Tine, în umblare, în ascultare de Tine, să ne călăuzești în slujba de astăzi până la capăt. Fii binecuvântat în veci de veci, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Vă invităm să stăm alături de familie până la capăt, să conducem până la mormânt, și să așezăm acolo trupul nesuflețit asupra Domnului.